Ladies and gentlemen, doamnelor și domnilor, următoarea luptă din această seară, introducing first, către colțul albastru din Sighetul Marmației, aplauze pentru Laurențiu Redni! Laurențiu Rednic este din Sighetul Marmației, antreprenor, are 21 de ani, 1,78 m înălțime, antreprenor și el deține un fast food împreună cu iubita lui. A jucat fotbal prin Franța sau Anglia, unde? Franța, a zis ceva de genul ăsta în clipul de prezentare, am văzut în prezentarea lui, a cochetat cu sportul. A făcut sport, acum să-l vedem în premieră în cușca Next Fighter. Alright, ladies and gentlemen, doamnelor și domnilor, acum să-l chemăm pe adversarul său către colțul roșu. Are you ready? Introducing, din București, aplauze pentru Romeo! Din București, este hairstylist, are 29 de ani și 1,77 m. L-am văzut, iată, și în materialul acesta de prezentare, înainte de intrarea sa în cușca RXF. Interesant este că Machiavelli se află aici pentru a-l susține pe Romeo. Romeo a venit la o conferință de presa noastră, unde și-a manifestat dorința de a participa și noi am făcut în așa fel încât să-i îndeplinim. Știu că își dorește de mult. Alright, ladies and gentlemen, presenting the quarter, în colțul albastru, antreprenor, 21 de ani, 1,78 m, doamnelor și domnilor, din Sighetul Marmației, aplauze pentru Laurențiu Rednic! În colțul roșu, el este hairstylist, 29 de ani, 1,77 m, din București, aplauze pentru Romeo! Doamnelor și domnilor, vor fi 3 runde a 3 minute fiecare. Arbitru de ring, Mr. Marvin. Ne ascultați indicațiile. Vă protejați tot timpul. Dați mâna dacă vreți. Mergeți în colț. Gata? Luptă! Hai să vedem acum. Hai să vedem. Eu am promis că nu vor ajunge mai departe de prima repriză, dar hai să vedem ce luptă avem aici. S-a ajuns în acel clinch. A preferat să ia distanță și să lupte în picioare. O luptură de frontală încercată de către Laurențiu. Încearcă din nou, l-a prins cu un croșeu de stânga pe Romeo în barbă. Nu te întoarce cu spatele. Sare cu acea lovitură de la distanță și nu-l prinde pe Romeo. Din nou în clinch cei doi. Să vedem dacă unul din ei va încerca să ducă lupta la sol. Nu, se pare că avem un meci disputat în picioare. Romeo încearcă să obosească adversarul. Romeo încearcă să-l obosească. Încearcă o lovitură de croșet de stânga. Este nervos că nu-i iese tehnica. S-au luat în brațe. Probabil nu-și doresc să ajungă la sol și vor să lupte în picioare. Cred că nu se aștepta Romeo la așa lovituri. Da, o replică din partea lui Laurențiu, tot se întoarce cu spatele. Stop. Lovitură de genunchi în abdomen, să vedem la sol. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Nu știu acolo.
nu înțeleg ce s-a întâmplat. Cred că Marvin a fost mai aproape de... A oprit meci. Cred că nu e. Știi ok? Nu mai e reprise, gata, am oprit. Erai out. A fost oprită lupta după o lungă de genunchi. Ia să vedem aici, vedem pe reluare. În cap. I-a dat cu genunchiul în cap și acolo a oprit arbitrul lupta. Da, a fost o lovitură destul de puternică. Laurențiu da. Era la podea și dacă mai încăsa niște lovituri în plus... Repetăm, siguranța sportivilor, siguranța lor este foarte importantă pentru noi. De asemenea, trebuie să ținem minte că ei sunt amatori. Așa este. Tare, nu ne dorim nici accidentarea lor, pentru că este important ca ei să simtă atmosfera cu știi, Erickson, și nu ne dorim în mod deosebit în a-i Romeo forța până la capăt. Romeo a făcut o declarație pe prezentarea lui, cum că el își dorește să lupte Next Fighter, pentru că își dorește să lupte Next Fighter All Stars în gala mare, pentru că cei de la RXF cu această, cu această luptă, da, sunt șanse reale să lupte. Vedem și ce ne rezervă și celelalte meciuri, dar într-adevăr a avut o prezență plăcută, a cerut lupta, a fost ceva interesant. S-a văzut că a fost începător, nu a mai practicat sport de contact pentru că loviturile lui nu erau foarte curate, dar acea lovitură de genunchi a intrat. Se vede foarte clar că nu are experiență, întrucât de câte ori a fost în clinci, n-a știut ce să facă cu acel clinci. Calmați. Acum, Mike, anunțăm. All right, ladies and gentlemen, decizia arbitrului câștigător, colțul roșu, Romeo! All right, urmează un interviu în cușcă, da, de Simona Hapciuc. Come on, baby! Să știți că eu nu am auzit aplauzele. Ce-a fost asta, mă, băieți? Păi voi nu ați mâncat? Haideți cu un rând de aplauze pentru câștigător! Ce înseamnă asta? Ăsta este spiritul RXF. Felicitări, Romeo, cum te simți? Ai intrat și accidentat, ai intrat și plin de emoții și totuși, iată că ești câștigător. Cum te simți în momentul acesta? Nu știu dacă pot descrie sentimentul. E ceva nemai întâlnit pentru mine. Sper doar că am făcut ceea ce am promis. Și anume, spectacol pentru toată lumea. Și, cum am mai spus, îmi doresc să continui și vă promit că fiecare meci va fi mai bun, mai bun, mai bun. Te-ai gândit la un nume cu care să continui, cu care ți-ar plăcea să ai următorul meci? Mă gândeam la cineva tot din Next Fighter, pentru că nu vreau să țintesc foarte, foarte sus. Da. Uite, perversul aici cred că ar vrea să se lupte cu tine. Da. Nu știu exact cine este în categoria mea. Până la urmă, una peste alta mă voi bate cu oricine. Dar există un băiat care a câștigat, are vreo două meciuri, Valentin Roman, dacă nu mă înșel, are ego-ul foarte sus, l-a și bătut pe prietenul meu, pe Orlando, și aș vrea să-l răzbun. Ok, deci avem o provocare aruncată către Valentin. Da. Cum ți s-a părut adversarul din seara aceasta? Sincer, n-am nimic cu el respect în continuare, deși a fost un mincinos, dar i-am arătat că dă mult din gură și prost. Am vrut să fac mai mult spectacol cu el. El m-a rugat azi noapte, știi, la interviu, să țin eu, a zis că și-ar dori să țin măcar o repriză. E ca și cum își dorea să ne futem, nu să ne batem. Dar n-a putut el să țină o repriză. Dacă ar vrea revanșa cu tine, i-ai acorda-o sau simți să treci peste și să mergi la un viitor oponent? Sincer, aș vrea să merg peste, să trec peste. Dar dacă vrea revanșa, îl mai bat o dată cu drag. Și acestea fiind spuse, felicitări, Romeo, încă o dată din partea mea. Vă rog, țin foarte, foarte mult să mulțumesc tuturor prietenilor mei care sunt aici în sală și m-au susținut. Și celor de acasă, și iubitei, și toată lumea. Vă mulțumesc din suflet. Toată lumea a fost lângă mine și apreciez enorm. Felicitări, Romeo. Și distracție plăcută în seara aceasta, fiindcă presupun că mergi să sărbătorești victoria, nu? Desigur, da. Acestea fiind spuse, eu dau legătura către minunații mei colegi care sunt sigură că au din nou multe surprize pentru voi.